Situația tipică la un liceu din România. O profesoară de istorie s-a trezit șantajată de propriul elev din clasa a șaptea. Adolescentul și-a amenințat dascălul că va împânzi internetul cu pozele indecente ale fiicei sale, dacă nu primește o notă mai mare. Strategia însă nu prea a funcționat. Elevul din clasa 7 a spus profesoarei că dacă nu primește o notă bună la istorie, acesta va publica poze cu ipostaze explicite în care apare fica profesoarei de istorie. Cadrul didactic a sesizat imediat conducerea școlii și poliția. În trecut, copilul de clasa 7 a deranjat în repetate rânduri orele, motiv pentru care Consiliul Profesoral a decis căderea notei la purtare. Acum, poliția Brașov face cercetări pentru amenințare, nu pentru șantaj, în legătură cu cele întâmplate, iar Consiliul Profesoral i-a scăzut nota la purtare. Ambii copii au fost transferați din liceu cu profil sportiv în alte colective școlare. Inițial, profesorii de la clasa elevului respectiv au sesizat faptul că elevul deranjează orele, care un comportament necorespunzător la ore și atunci Consiliul Profesorilor clasei a decis scăderea notei la purtare și monitorizarea comportamentului elevului. După două sau trei luni de monitorizare au constatat că s-au înrăutățit lucrurile și evident că au rămas în continuare cu decizia de a-i scădea nota la purtare chiar la nota 4. Din acel moment, lucrurile au degenerat, a declarat Valentin Bucur, purtător de cuvânt ISJ Brașov. Polițiștii din cadrul biroului Siguranță Școlară Brașov au fost sesizați cu privire la incident și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate starea de fapt și dispunerii, în consecința a măsurilor legale ce se impun. În cauză, față de sesizarea primită, a fost întocmit un dosar penal și se efectuează cercetări în rem la acest moment. Sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, a transmis Daniela Zontea, purtător de cuvânt al IPJ Brașov țările continuă sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Brașov relatează Digi24.ro